Parcul dendrologic Chitila. Iar am intrat pe intrarea secundară. Asta este lacul Chitila. Și în partea aia pădurea Chitila Mogoșoaia. Ia să vedem mai de-aproape. Mai bine o iau când mă întorc. Deci trebuia să intru prin altă parte. Are Wi-Fi. Deci când intrați în parc, o luați pe cărarea asta. Opa. Că intrarea principală nu e aia. Alea sunt niște porți secundare, cred. Deci urcați un delișor. Uite și o cișmea. Uitați aici. Să mă duc prin intrarea principală. Da, e poarta laterală. Sau fi poarta principală, nu știu. Nu, aici trebuie să fie poarta principală, pentru că aici începe. Așa e pe sus. Da. Asta e poarta principală. Parcul dendrologic Chitila. Sau o fi și asta o laterală. În orice caz, Wi-Fi gratuit, for you. O să o iau așa. Este primăvară și e cel mai frumos acum. Aveți o zonă de joacă aici? De eu caut arborii. Normal, nu știu dacă ar trebui zonă de joacă în parc dendrologic. Colecție de arbori de toate felurile. Mai e până ajung la ei. Și zona promenadei pe lângă lacul Chitila a fost amenajată. Până și coșurile de gunoi sunt făcute frumos. Nu erau așa. Ia uite. Dar în partea asta începe, e o colecție de arbori. E superb făcut. Un fel de grădină botanică de arbori. Nu sunt mai aranjați, dar sunt de mai multe feluri. E departe de București, e în afara Bucureștiului, de asta lumea nu prea vine aici. Ia să vedem și în partea asta. Ar trebui să și scrieți cam ce sunt. Și aici. Ieșirea la lacul Chitila. Dar
parcă e cam gol, data trecută era un pic mai vioi. Sau mi se pare mie. E și primăvara, ar trebui să fie totul înflorit. Sau e nor. Da, uite că e marga. Bănci pentru toată familia. Sau pentru dormit, nu știu pentru ce sunt băncile astea. Că sunt... au un design așa diferit. Lacul Chitila. Un view superb. Și în partea asta sunt și lebede. Ia să le vedem, dați departe. Sunt destul de departe. Ia uite câte lebede sunt. 2, 4, 6, deci 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Și cu încă vreo 4, 18 plus 2, 20 de lebede. Sunt lebede în partea aia, dar nu se văd bine. Uite, vine în coace, hai. Nu vine. 20 de lebede sunt. Nu mai sunt păiure. Păiure sunt doar două. Care au dispărut și alea. Probabil că fac pui. Și clocesc. Asta e un răsărit de soare. Cu nori. E foarte liniște acum la ora asta. E ora 8 jumate. Câteva floricele plantate. Și aici este un iaz. Pe aici am venit, da? Ăsta e malul lacului, foarte frumos amenajat. Da? Și aici este un iaz. Ia uite-l. Accesul interzis. În partea aia. Probabil că vor să... Dar cine se bagă în iaz? Accesul interzis pe aici? Nu. Acolo, la iaz. Ia să vedem, tiroliana este refăcută sau... Iar nu e. Dar e refăcută. Au refăcut-o pentru că era stricată. Uite, accesul interzis. Ia să vedem. Dar tot e băgată. Ia să mă dau un pic. Mă dau cu tiroliană. Ia să vedem, da. Da, și merge în partea asta. Se poate trage la... Da, mă pot urca. Ia să vedem cum pun eu asta. Deci, o să mă dau pe tiroliană. Mai întâi îmi ridic nătragii.
nu pot să mă desfac. Mi-a plăcut. Nu mai pot să mă dau jos. Funniest thing I've ever seen in my life. Mai dau o dată. Am pierdut. L-am pus pe jos. Uite unde am ajuns. Hai că a fost mișto. Asta e trambolina. Și e bine să mergeți de aici. Să învăceți de sus. Că se lovește în partea aia rău de tot. N-are niciun fel de amortizor. Te duci cu totul în... Deci, porniți de jos, de la scări. Mă dădui pe tiroliană. Ia să vedem ce jucării sunt aici. Colecția de jucării. Uitați ce jucării au copiii din ziua de azi. Noi ne rupeam gâturile în astea. Uitați ce design au. Sunt oareșcum periculoase, numai că e un singur avantaj. Noi n-am avut cauciuc, cădeam pe ciment la leagăne. N-aveam cauciuc, erau leagăne de fier și ciment. Ia uite căsuța din copac. Au amortizoare, au tot ce trebuie. Uite și un topogan. Nici nu-mi încape fundul pe el. Ia să mă duc și un pic la lac, că am obosit, m-am dat de două ori în tiroliană. Vă mai duc un pic în parc, să văd mai bine arboretum, e colecția de arbori. Ia să mă duc un pic pe lângă lac. Lacul Chitila și în partea aia e pădurea Chitila Mogoșoaia. Așa, aici vă trec la Mogoșoaia. Pe-n partea aia ajungeți la Mogoșoaia. Ce n-ar fi exclus. Să mă duc eu acum, dar... E mașină, de ce să... Dar e mai interesant pe-n pădure. Dar mă duc altă dată, că acum am văzut parcul. Am intrat un pic pe-n pădure, dar... E foarte densă pădurea. Pădure de șes, nu-s probleme. Ia să mă duc și în partea unde n-am fost. Uite aici. Eu pe aici și eu acasă. Acolo e intrarea laterală. Așa.
ce frumos. Și pe aici este urcarea spre Derișorul ăla. Aici e centrul universului. Uite. Ce frumos e făcut. Fuge un pârâu de aici, se duce în... Da. Ah, de-aia zice. Uite, curge de acolo. La instalație făcută, nu e pârâu de la munte. O instalație cu țevi. Ia uitați. Au băgat țevi. Le e bine și așa. Sunt și arbori de magnolie, dar în special conifere. Ia uitați și ce arbore o fi ăsta? Ia uitați ce frumos e ăsta! N-am mai auzit așa ceva. E brăduț, sunt conifere multe. Cred că-s magnolii astea. Mai puneți și aici, că e zona cheală în partea asta. Mai amenajați primăria Chitila. Mai amenajați că uite ce frumos e. E arboretum, trebuie să fie mai mult. În timp... Uite, două, trei tufe, nu trebuie mai, trebuie băgat. Vă spun eu. Mai e loc. Trebuie băgat mai multe specii. Acum e cel mai frumos primăvara, că e florit totul. Oh. Oh, să închid cu ăsta. E așa de frumos că închid cu el vlogul. Ia uite ce frumos este. Așa închid vlogul. Bine că am mers Tiroliana. Măcar m-am dat în Tiroliana și o superbă priveliște de natură. Și aer curat. Deci închid cu asta un pom înflorit superb. Nu știu ce este, dar în fine.